Păi, e o experiență la grădiniță am avut, că am călcat în căcat. Mamă. Și-o crezut că m-am călcat pe mine. Vreau și eu... What? Oh, okay. Și eu fiind atât de timid, eu n-am fost în stare să zic de pe pantof, nu m-am călcat pe mine. Și toți au crezut că m-am călcat pe mine și doamna învățătoare m-a trimis acasă să mă schimb. Și tu nu ai putut să zici? Da, eu, pentru că toți ziceau ha 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 te abține, eu n-am zis, dar nu m-am călcat pe mine, uite-i talpa. Doamne! Da. Și eu, adică, eu cu bun simț. Și adică tu ai preferat să tași drecul în banca ta și să nu zici... În ce clasă? În grădiniță. În grădiniță. Da, mă știu că am des pe mine și atunci, dar atunci, specific, nu m-am cu mine. Tu te-ai mai căcat în general, dar oamenii n-au dat. Și între 8 și între 12 da. Anul trecut, dar, da. Și dar atunci puțea mai tare ca niciodată. Cred că tu ai călcat în cad tot de alaltă. Am mai făcut o fază când eram mic. Da, da. Ce? Știi, m-am pișat pe mine în biserică. Vai, Doamne, ai vrut să n-avea un părtășanie. N-avea un părtășanie. A fost intenționat. O fost un manifest. Auzi, tu ai vrut să întui împărtășania, știi? Eu sunt catolic. Și la noi la catolici era, știu că mi-a rămas în chestia asta, că a zis, dacă nu, la un moment dat preotul, că dacă nu stai până la finalul Sfântei Liturghii sau slujbei, da. Nu se pune că ai fost la biserică. Bă, băiatule, și era pe final de slujbă și mă pișam pe mine și tremuram tot și ăsta tot prelungea slujba, nu știu cum mai vorbea acolo. Și dacă eram în mintea mea, dacă ies, e păcat că n-am stat până la finalul slujbei. Și m-am pișat pe mine. Oh my da, god. Da, și aveam, deci eu veneam cu toate babile acasă de la, de la biserică, s-o pișat pe crac și dar s-o pus cam fost la slujbă până la capăt și cred că prind raiul pentru pișatul la pe mine. Știu că la un moment dat când veneam acasă la biserică pișat pe mine, erau niște băbuți care ziceau: "Măi, băieți, măi, te-ai pișat pe tine, fă-ți pa de aici că eu ajung în rai."